videoclipul de astăzi vreau să vă arăt cum mă pregătesc eu pentru o petrecere de Crăciun. Mă machiez destul de simplu, nimic deosebit, dar vreau să fie ceva de efect cu nuanțe de auriu. Vreau să vă arăt cu ce m-am îmbrăcat și cum mi-am făcut foarte rapid părul. Aseară l-am coafat cu o perie rotativă și astăzi l-am dat puțin și atât. Sper să vă placă și hai să încep cu clipul. O să încep cu acest primer de ochi de la MAC, care este preferatul meu. Din paleta Too Faced Chocolate Bonbons o să iau această nuanță și am să o pun cu o pensulă pufoasă de blending în pliu. Da, și dacă observați că mă uit prea mult într-o parte, mă uitam la Bravo Eye Steel. Nu întrebați! Acum am să iau creionul NYX Jumbo Eye Pencil în nuanța Milk și am să-l aplic pe toată pleoapa mobilă. Îl întind bine cu o pensulă. Am să iau acest far tot din paleta la Too Faced. Este mai sclipicios așa. Am să-l întind pe toată pleoapa mobilă peste creionul alb. Aș fi putut să folosesc puțin spray de fixare, numai că s-au terminat toate, așa că am folosit această metodă cu creionul alb ca să se vadă mai bine. Cu aceeași pensulă de blending vin și corectez marginile. Iar apoi am să iau fardul Password, acesta gri din Naked Smokey, și am să-l pun într-un V așa în colțul exterior. Nu uitați să puneți puțin câte puțin, că altfel s-ar putea să vă pociți pe la ochi. Așa am făcut eu primele dăți, dar cu timpul înveți. Și apoi iau tot aceeași pensulă de blending și am grijă să fie totul blenduit bine. Apoi iau cu o pensulă mai mare de blending un fard foarte deschis, mat, de pus sub sprânceană și încerc să blenduiesc totul și să arate totul cât mai curat, cât mai perfect. Tot din Naked Smokey am să iau acest fard. Apoi o să trag o linie de tuș cu acest gel eyeliner de la Maybelline. Ca primer pentru față folosesc Maybelline Baby Skin. Iar acum iau acest corector de la Elegant Pro Conceal și îl pun pe toate coșurile acelea de pe față înainte să aplic fondul de ten. Încerc să aplic cât mai multe straturi pe acele coșuri ca să nu se vadă, numai că tot n-am reușit să le acopăr de tot. Mai iau fondul de ten de la Revlon Color Stay.
Și apoi revin cu același corector de la LA Girl și îl pun în toate locurile în care este nevoie, să acopăr cearcănele, să mai acopăr din coșuri și așa mai departe. Aoleu, fața asta pe care o facem toate când ne dăm cu rimel sau chestii sub ochi. Groaznic. Am să iau aceste două pudre din paleta de la NYX și am să le pun sub ochi pentru a sta corectorul. Și pe restul feței vin cu pudra de la Rimmel London Stay Matte, pe care am uitat să o filmez. Folosesc rimelul de la Maybelline Mega Plush și pentru sprâncene folosesc kitul de la e.l.f. Pentru pleapa inferioară folosesc acest Maybelline Color Tattoo pe care am să-l pun pe linia apei și pe pleapa inferioară. Și puțin în colțul interior. Iar pe genele inferioare am să aplic acest tuș lichid de la H&M care este pe terminate, dar mi s-a părut un tuș foarte bun. Am să-l aplic pe genele inferioare, după cum ziceam, ca să fie așa un pic de strălucire. Nu știu, îmi place efectul pe care îl dă un tuș cu sclipici pe genele inferioare. Am să-mi bronzez / conturez fața cu acest bronzer de la The Balm. Ca și blush o să-l folosesc pe acesta de la Essence în nuanța Sweetheart. Iar ca și iluminator folosesc tipicul Mary Luminizer tot de la The Balm. Pe buze o să-mi aplic acest creion de la Rimmel London și rujul lichid de la Boys & Berries în nuanța Fetish. Apoi am să-mi tapez părul, folosesc un pieptăn de tapat și fixativul de la Nivea, nu mai știu care este, cred că este cel Diamond Gloss. Părul este coafat cu o seară înainte cu o perie rotativă. Și ca și outfit am această salopetă de la Primark, pun această jachetă, nu știu cum să zic, de la Stradivarius și niște botine de la H&M negre. Cam atât și pentru clipul de astăzi, sper că v-a plăcut, nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut și...
și să mă căutați pe toate rețelele mele de socializare, Facebook, Instagram, Snapchat, să mă căutați și pe blog. Aici o să aveți ultimele două clipuri postate pe YouTube și aici puteți să dați subscribe dacă n-ați făcut-o până. Sper că v-a plăcut acest clip și eu vă doresc sărbători fericite și ne vedem în clipul următor. Vă pup! Pa!